Banii europeni sunt cei care vor dezvolta în anii viitor Comuna Mierșid. O spune chiar primarul, care anunță proiecte îndrăznețe pentru comună în următorii 4 ani. De la canalizare, alimentare cu apă potabilă, până la construirea unui after school în centrul de comună. Sunt doar câteva dintre proiectele pe care primarul dorește să le bifeze în acest mandat. Proiectele care s-au înscris în calendarul de finanțări a Uniunii Europene și în grandurile de finanțare prin grupul de acțiune locală, proiecte pe care Primăria Mierșid le finalizează în curând, se referă la Centrul de Informare Turistică, Primăria și terenul de fotbal din comună, după cum precizează primarul Călin Bereschi. Păi așa, după cum v-am spus, Centrul de Informare Turistică a fost făcut cu fonduri europene. Avem primăria care împreună cu baza sportivă sunt finanțate prin GAL-ul care a funcționat la nivel de comună, Someș-Chioar a fost GAL-ul nostru. Aici la primărie și la baza sportivă avem și o cofinanțare din partea Consiliul Local, o cotă parte din partea Consiliul Local, pentru că, de exemplu, primăria, etajul nu s-a putut finanța prin GAL, pentru că sunt niște restricții, nu se pot face, nu s-au aprobat investiții pe orizontală, ci numai pe verticală. Dar ne-am cuprins bani în bugetul local, ne-am plătit cota noastră de cofinanțare și primăria arată destul de bine. O să vă invităm și când o să facem recepția, inaugurarea, ca să vedeți că acum chiar că sunt condiții bune pentru angajații din primărie și o plăcere și pentru cei din locuitorii comunei să vină la primărie. Baza sportivă de la Popeni, care v-am zis a fost finanțată tot prin galul nostru de la Mierșid, este aproape finalizată. În momentul în care vom inaugura primăria, se va face recepția și acolo. De asemenea, în această perioadă se lucrează la asfaltarea drumurilor, precum și la betonarea șanțurilor din comună. În același timp, tot prin fonduri europene se încearcă accesarea 2 proiecte. Este vorba despre construirea unui after school în Mierșid și a căminului cultural din Popeni. Tot prin bani europeni, comuna Mierșid va avea în perioada următoare canalizare, lucru cu care nu multe comune din județ se poate mândri. Suntem pregătiți și ne-am întocmit documentația pentru a depune în lunile următoare un proiect pentru începerea canalizării în comună și introducerea apei potabile în Firmini și în Popeni. Ultimul proiect a mai fost depus de vreo 2-3 ori până acum. Din nefericire, nu am avut sorți de izbândă, au fost diferite motive, altele obiective, altele subiective, dar credem că această investiție se va realiza. Atragerea banilor europeni pe acest exercițiu financiar 2016-2020 pare să fie cheia de dezvoltare a comunei Mierșid, după cum recunoaște și primarul Călin Bereschi, care a anunțat proiectele pentru care s-a întocmit documentația.